Tablou de familie, rezumatul episodului 13, Sanem îl prezintă pe ural familiei sale. Azra este hotărâtă să ajungă la Bona, care este un martor cheie în cazul Melisei. Pentru aceasta, îi cere ajutorul lui Sanem. Respingând oferta lui Azra și Ildrâm, planul lui Neiran și Corai funcționează. Încolțiți, Azra și Ildrâm au nevoie acum de un miracol pentru a câștiga cazul Melisei. Ajutorul le vine de la cineva neașteptat. Sergen o trădează pe Neiran și le aduce dovada de care au nevoie. Colpan își caută o asistentă, dar nu găsește pe nimeni mai potrivit decât Ceilan. Deși nu are studii, Ceilan are toate calitățile unei asistente bune și o memorie foarte bună. Colpan o încurajează să își termine liceul, apoi să se înscrie la Facultatea de Drept și o va ajuta să devină avocată. Sanema doarme acasă la Ural și nu aude apelurile repetate ale mamei sale, care se îngrijorează pentru ea, fiindcă nu știe unde este. După aceea, Colpan îi spune să îl aducă pe iubitul ei acasă, să-l cunoască. Sanema are mari emoții, fiindcă Ural este primul bărbat de care s-a îndrăgostit cu adevărat și pe care îl prezintă familiei. Guneș face tot posibilul să i îngreuneze situația surorii ei în timpul vizitei lui Ural, care vanșă pentru că i-a stricat logodna. La finalul serii plină de momente comice, Ural o sărută pe Sanem. În varianta originală a serialului, acesta este episodul 12.